Salut, dragi, mi-am găsit la un nou car vlog și foarte, foarte special de altfel, pentru că am văzut că în comentarii foarte multe persoane au zis că ar fi mișto să fac un car vlog București-Pitești, așa că abia ce am ieșit din București, am văzut astăzi zombie pentru că am dormit foarte puțin ultimele două zile și știu că va fi oarecum plictisitor așa pe autostradă, așa că o să vă vorbesc despre ce am făcut în acest weekend la YouTube, la evenimentul ce s-a organizat, așa, ce am făcut eu, cât am dormit, ce am făcut. Cred că o să mă afun puțin în scaun. Hai să ne punem și centura de siguranță. Am văzut că la car vlog-ul ăla am scris undeva la 1000 de like-uri. Ce ziceți la asta? Am putea să strângem mai mult sau cum? Cred că este unghiul chiar ok. Bineînțeles, preventiv am băgat și l-am încărcat camera, adică în timp ce filmez o să se și încarce, pentru că probabil m-ar fi lăsat bateria. Deci va fi un episod așa de vreo 50 de minute, 60, nu chiar. GPS-ul mi-e estimat undeva la 50 și ceva de minute. Acum nu știu la ce viteză, dar sper să nu fie chiar atât. O să încerc să dau totuși puțin mai jos ca să nu fie surprize și să se vadă totul în regulă. Mă rog, drumul cât de cât. Pentru că am impresia că se vede prea mult din plafon, dar o să rezolvăm asta o secundă. Cred că acum e chiar prea jos. E mult până o pui cum trebuie, da? Bun, hai să nu depășim momentan. Am dat și scaunul puțin mai în față ca să fie o vizibilitate cât de cât ok. Mi se pare că mai sunt de aici de la ieșire până în Pitești, cel puțin până la una dintre ieșirile spre Pitești, sunt 106 km. Mamă, ce voce de zombie am. Deci, da, era un echipaj de poliție pe sensul celălalt. Dar nu o să mergem mai tare decât viteza legală, oricum viteza din bord nu este cea reală, adică este o marjă de eroare. O să ne băgăm acum pe banda asta și o să ne menținem o viteză relativ constantă. Ideea e că sunt destul de obosit și nu că aș vrea să fac acest video din plictiseală sau uite 98 de km mi-arată aici, dar dacă aș fi mers doar să ascult muzică și atât, fără să vorbesc cu cineva, cum e de obicei, dacă mergi la drum lung și chiar nu vorbești cu absolut nimeni, nu se întâmplă nimic, ai șanse foarte mari să adormi și e bine, chestia asta n-ar fi fost cea mai bună soluție. Fiind singur, ar fi existat posibilitatea să adorm, să zicem, pentru că n-am dormit foarte, foarte mult, dar nu era o șansă foarte mare, dar ar fi existat. Așa că vom face un mic rezumat al ce s-a întâmplat în weekendul ăsta, pentru că probabil ați văzut și voi ceva car vloguri pe canalul meu, ceva mai nou, să zicem, clipuri noi. Mai multe decât de obicei, bineînțeles. Și, a, da, și bate foarte tare soarele, e înnorat. A fost o vreme destul de nasoală azi. Și, da, sper să nu se audă gen foarte, foarte tare motorul sau ceva și să nu mă aud eu. Deși eu cred că s-a întâmplat asta data trecută. Deci, da, nu știu, am impresia că am un geam deschis, dar nu cred. Este o iluzie. O vreme relativ închisă. Dar hai să vorbim despre ce s-a întâmplat în weekend. Pentru că, da, după mine vine foarte multe lume la capitală și mai puține pleacă. Hai să oprim asta. Ce să vă zic, deci am ajuns vineri. Probabil clipul ăla îl filmasem pe la 9:10 dimineața. Doamne, ce făceam. Degeaba încerc să îmi rezolv vocea că nu o să reușesc. Deci, da, am ajuns vineri pe la, nu știu exact cât, dar am ajuns pe la prânz, undeva pe acolo. M-a depășit acest Renault Twingo foarte, foarte frumos verde. Am ajuns frumos acolo, ne-am cazat la hotel. Nu vă zic ce hotel a fost, ca să nu fie probleme de genul ăsta. Și, de exemplu, azi dimineață, ca să trecem puțin și azi dimineață, n-aveam voce deloc, deci a stat în cameră cu un băiat cu Nick, nu știu dacă îl știți. Băi, n-aveam voce deloc, nu puteam să vorbesc și eu de obicei încep să răgușesc sau chestii asemănătoare că sunt foarte, foarte obosit sau se adună oboseala și pur și simplu, ăsta e primul semn la mine, încep să fiu răgușit și să nu mai am voce. Nu știu, bine, într-adevăr se asimilează și cu căscatul sau alte cele, dar ăsta e principal. Iar aici frumos mi-am conectat și telefonul, dar normal că el stă în jos, adică de ce nu, mă enervează la culme suportul ăsta de telefon, pentru că la început se ținea foarte bine. Ori nu l-am prins eu bine, n-am uitat nici acum nu stau cum vreau. Deja au trecut 4 km. Da. Deci am ajuns frumos
fost acolo, ne-am întâlnit cu 20 ceva de youtuberi, nu știu să vii numeri pe toți. Bine, vineri n-am făcut foarte multe chestii, am filmat un car vlog, am stat puțin pe afară cu băieții. Ne-am culcat destul de târziu, iar la 7 dimineața am avut trezirea pentru că evenimentul începea la 10. Aici pot să spun oricum părerea despre eveniment, pentru că evenimentul a trecut și sunt sigur că majoritatea care au fost prezenți acolo pot să mă aprobe. Mă rog, evenimentul a fost ok, am cunoscut abonați. Sunt sigur că poate au fost anumite persoane care, de fapt, ați văzut episoade la anumite persoane care v-au spus că am dat o grămadă de autografe și chestiile astea. E bine, la evenimentul ăsta ce mi-a plăcut și ce a fost chiar interesant a fost faptul că, nici nu cred că mai cunoașteți voi, ce pe bune, nu mă recunosc eu. A fost faptul că s-au împărțit prin sală niște postere cu noi toți invitații sau majoritatea. Iar apoi la final se organiza o tombolă unde puteai câștiga anumite tricouri. Iar cei care aveau peste 20 de semnături puteau intra în tombola respectivă. Astfel încât multă lume voia să facă rost de majoritatea semnăturilor. Și chiar dacă nu ne cunoștea, chiar dacă erau abonați sau nu, veneau să ne ceară semnături pentru a face cele 20. E bine, aici intervine mai multe chestii, dar pe bune, este una dintre variante. Nu știu să vă zic cam câte persoane a fost, am înțeles, peste 1000. Oricum sala polivalent are o capacitate destul de mare și aș putea să zic că nu este limitat de 1000 de persoane sub nicio formă. Mă rog, sunt anumite aspecte care au fost dezavantajoase pentru noi youtuberii, oarecum. Dar nu contează, per total a fost super ok, mai ales că m-am întâlnit cu abonați. În schimb, nu prea au fost persoane care să zică de car vloguri, dar au fost abonați care se uită la jocurile pe care le mai postez și la Matic când postam înainte. Deci, da, ca să vă invit să urmăriți mai departe, încă probabil 40 de minute, dacă nu mai mult din acest episod, o să vorbim despre vrute și nevrute. Deci, da, sâmbătă la 7 ne-am trezit, după care la 8, eram la 8 jumate, deja eram la polivalentă, chiar mai devreme puțin. Frumos aranjat, nu știu ce, la 9 și jumătate trebuia să intre cei care aveau bilete VIP. Nu mai știu dacă a intrat sau nu, pentru că eram foarte, foarte, foarte adormit și nu mai știu. Am intrat pe la 10 și ceva. Cei care au avut bilete VIP au intrat în backstage, au avut anumite avantaje, într-adevăr. Iar noi, ca și youtuberi, dacă aș putea să fac puțin mâna în spate, am găsit exact ce căutam imediat. Noi, ca youtuberi, ne-am ales cu niște chestii, adică, mă rog, mi se promiseseră și niște tricouri cu evenimentul, dar ne-am ales cu aceste chestii, YouTube, evenimentul YouTuber București aprilie 2017. Iar pe asta, hai să le fac și pe tipul ăsta. Iar pe chestia asta care se punea la gât este logo-ul evenimentului plus un logo de la YouTube și cel mai mare mit din România. Imediat o să vă arăt, dar nu cred că o să se vadă ce știu ce. Uitați-vă cât de fain, nu știu, sper să se vadă, cât de mișto se vede. Nu neapărat răsit cu cerul, cum se taie cerul, ceva de genul. Nu știu dacă se vede genul, undeva pe aici. Cel mai mare fan meeting București, logo-ul evenimentului și logo-ul YouTube. Mă rog, sper să se vadă. Dar foarte mișto, am purtat-o cu drag și dacă o să mai fie invitat la alte evenimente, cu siguranță voi face asta cu plăcere. Deci am avut foarte, foarte multe poze și mă bucur extrem de mult că au fost destul de multe persoane care au venit să facem poze, persoane care am întâlnit care au venit de la Timișoara, de la Bacău, de la, deci, zone destul de departate și totuși au venit cu avionul, cu trenul, mulți au venit cu părinții pentru că totuși nu erau foarte mulți, să zicem, majori sau poate nici chiar majori, părinții n-ar avea încredere să te lase să pleci. Totuși, să zicem că de la Bacău, de la Timișoara, de la anumite zone foarte depărtate din București, se pot întâmpla multe, adică schimbi mai multe autocare sau poate vii cu trenul, trebuie să mai fură, tu dacă ești mai timid sau ești copil, până la urmă se pot întâmpla mai multe chestii. Și da, e de înțeles, deci a fost, oricum a fost, să zicem că n-a fost chiar super, super bine organizat, dar în orice caz a fost plăcută experiența și sper să se mai repete. Duminica, adică azi, ne-am trezit frumos pe la 10, ne-am pus alarmă, adică astăseara am dormit și-o vreo 6 ore, iar
vreo 2 ore, deci am fost fresh la eveniment, vă dați seama. Vezi, sâmbătă am încercat să dorm și eu puțin după masă, n-am reușit după masă spre seară. Și ideea e că n-am reușit să dorm de oboseală, de obosit ce eram, adică credeam și mă gândeam, pentru că seara vreau să merg din nou prin oraș, să ne primăm pe acolo. Și n-am putut să adorm de grijă, în sensul că mă gândeam, bă, dar dacă atunci nu mai trebuie ce fac sau chestiile astea, știi? Și am zis, preventiv, mai bine, hai să nu mai cum mă tot perpeleam în pat. Mi-a făcut un duș, m-am mai trezit puțin, domnule. Ideea e că în București era foarte închisă vremea, ploua destul de tare, ploua oricum și era foarte norat. Iar pe aici e destul de plăcut relativ, adică e chiar ok. Și pe aici chiar nu cred că s-a atins pe aia de drum. Suntem la kilometru 31, am făcut deja vreo 15 km oare, cam așa, chiar mai mult puțin cred. Deci am mai avea vreo 90 până la ieșirea din, de fapt e până la ieșirea de pe autostradă, mai am vreo 85 să zicem până la ieșirea, mamă cât de frumos se vede în partea aia. Am setat camera pe low light, adică nu este chiar foarte lumina afară și am zis că s-ar putea să surprind anumite chestii mai interesante. Având în vedere că am cerut anumite sfaturi anumitor prieteni care mai fac car vlog, mi-au zis că, adică mai resursul, mi-a zis că dacă faci car vlog toată autostrada este plictisitor, dar încearcă să abordezi anumite subiecte, deci da. Astfel încât aș aprecia foarte mult dacă ați mai lăsa în comentarii sugestii pentru următoarele episoade, ar fi foarte, foarte mișto. De aia că orizile mele vocale acum sunt la pământ, mai mult ca sigur, adică vedeți ce voce am. Iar dacă mă întrebați de ce am postat foarte des acele car vloguri, vloguri sau mai mult vloguri să zicem, le-am postat pentru că aveam nevoie de spațiu pe cameră. De exemplu, acum am o singură filmare și pot filma cu spațiul ăsta rezervat să zicem, adică am o singură filmare de vreo 10 minute, iar acum la Full HD 60 de FPS pe ăsta, pe GoPro, pe SuperView, pot să filmez încă o oră și 20 de minute, dacă aștege încă 10 minute, o oră jumătate. Deci cam asta este spațiu alocat, o oră jumătate ar însemna 32 de giga. Într-adevăr, calitatea este destul de ok și da, adică camerele astea pentru vlogging, cele concepute pentru daily vlog, pentru că vreau să cumpăr și o cameră pentru daily vlog, vine mai tare cel din spate, așa că hai să ne bagăm aici. Vreau să o cumpăr și o cameră pentru daily vlog, pentru că e destul de interesantă, o cameră bună, să zicem, o cameră relativ bună pentru vlog, daily vlog, să zicem, costă destul de mult, adică undeva la vreo 30 de milioane, nouă. Iar la mâna a doua idee este că e cam loterie cu ele, însă am văzut că, de exemplu, car vlogul este destul de apreciat și aș putea să încerc și cu... și cu vlogul normal, de ce nu? Aici la fel este destul de plăcut, părerea mea este că priveliștea, să zicem, în sine e destul de plăcut, adică frumos prin această pădure, nu bate soarele și mi se pare ora perfectă și vremea perfectă pentru car vlog. Nu este foarte, foarte cald, mai avem 76 de kilometri. Ideea este că probabil sunt 76 până la ultima ieșire spre Pitești. Adică sunt trei ieșiri, una este la Carrefour, Pitești Est, parcă, una este în Bascov, unde se demreșe autostrada cu totul și mai este una la jumătate la Mol. Eu voi ieși pe la Mol, deci da, nu știu exact câți promet să vă zic mai sunt, dar consider că în 14 minute am făcut în 14 minute undeva la, uite, sunt la kilometru 38, am făcut peste 20 de kilometri, 22-23. Așa că estimativ pe distanța asta, eu a zice undeva la 50 de minute să dureze maxim. Și cu siguranță eu cel puțin o să iau frumos clipul ăsta din când în când. Primul rând că va fi ca o amintire, nu că nu mai vin niciodată la București, dar este o amintire plăcută de la eveniment. Plus că dacă vreodată voi avea ghinionul să pierd această chestie unde scrie aici frumos YouTube, YouTuber București aprilie 2017, mă rog, este destul de faină. Măcar să am sănătate, să zicem, făceau fetele alea pe pod cu mâna, ce am văzut. Și mie mi-ar place să stau pe pod să fac cu mâna mașină pe autostradă, sincer. Da. Deci v-am zis că m-am pregătit aici, mi-am conectat și telefonul de la brichetă, am un încărcător foarte, foarte mișto, cred că se vede oricum puțin acolo. De fapt nu se vede că sunt
centură, pentru că de fapt aș vrea să fac un vlog și pe centură, doar că nu aveam camera pregătită, nu aveam preview pe telefon și mi-era teamă să nu cumva să-mi facă vreo surpriză, să filmeze mai mult din plafon. Oricum camera asta este foarte, foarte wide, adică acoperă foarte mult. Gândiți-vă că eu mă uit în față, iar ea vede până în partea cealaltă. Uite, știu, eu acoperă undeva la 170 de grade, ceea ce e mult deranjat uneori, dar până la urmă este o cameră de acțiune și pentru asta este concepută, adică bine, consider că, de fapt nu consider, cam așa este, camera asta nu este făcută pentru car vlog, să zicem, ci pentru, să zicem, snowboarding, pentru surfing, știu că erau niște versiuni doar pentru surfing, adică anumite pachete întregi. Deci car vlog nu prea ce să folosești altceva la car vlog decât camerele de acțiune. Și după mine știți, am avut o cameră, uai, ce s-a luminat aici, foarte, foarte mișto. Sunt foarte multe firme care produc acum camere de acțiune, dar consider că cea mai bună și netop este GoPro, care se vede și foarte bine și, într-adevăr, are un preț pe măsură, adică calitatea are prețul ei și sunt mulțumit, mă declar absolut mulțumit de cameră. Singura problemă a camerei, nu neapărat a camerei în sine, ar fi faptul că nu ține foarte mult bateria, dar asta este... este o problemă generală la camerele astea. De fapt, văd că avem pe cineva cu o platformă în față, dar am pe cineva mai grăbit în spate. Hai să lăsăm să mă depășească dacă tot. Și încă un dezavantaj ar fi faptul că face filmările foarte, foarte mari, însă le face foarte calitative, mari ca și dimensiuni, mă refer. Adică totuși o oră jumătate în 32 de giga e destul de puțin, zic eu, ca și durată, pentru că uite, de exemplu, soată fac pe camera lui de vlog, cred că filmează câteva ore bune, adică poate 4-5 ore, 32 de giga. Dar aici poate intre și faptul că e foarte wide și de aici rezultă poate și dimensiunea mai mare a afișierului de ieșire, să zicem. Sunt la kilometri 45, bun, am vorbit și despre cameră puțin. Câți kilometri mai am la Logan, sunteți curioși? Bine, am 148.700. Și încă mai poate, încă se ține destul de bine. În 3 km vom avea ieșirea către Corbii Mari. Uite, o dat undeva aproape de 140, dar nu este viteza reală. Dacă aș fi avut un GPS, vă arătam. Vă asigur că viteza la Logan cu 140 pe bord este de fapt undeva la 131 și 1 și 2 la oră. Iar toleranța fiind de la 130 la 139, ai putea să ai 140 pe bord pentru tine, să te simți mai bine că mergi mai tare. Dar nu vei lua amendă pentru că ești, bine, ești la limită totuși. Adică, mă rog, nu știu ce să zic, nu mă pronunț. Foarte frumos în partea stângă acolo, sper să se vadă puțin. Mă referam la acest Porsche, nu mă referam la Nord sau la altceva. Deci asta chiar îmi dorea să... E frumos de handicapat sub punctul ăsta, nu știu, că l-a cumpărat să ținea perfect dacă mi-au de bucate. Băi, sigarul este aia așa. Măcar să țin în sus să văd și eu un preview. Da, cel cu Porsche s-a dus puțin mai... probabil simte și foarte tare viteza și numărul, chiar nu simt mai deloc în mașina respectivă. A ajuns la kilometru 48, foarte, foarte, foarte mișto se vede acolo în partea din stânga. Gen, se vede ca și cum s-ar fi vărsat norii, s-ar fi, nu știu, sper să se vadă puțin așa, încerc să mă uit. Și sper să se vadă cât de cât ceva. Bun, aici o să avem o ieșire de pe autostradă, dar noi nu vom ieși aici. Vreau să vă zic de acest video că o să-l am gen ca amintire, că nu știu dacă o să mai fac vreodată car vlog de genul ăsta, adică poate o să mai fac, dar nu pe ruta asta, decât dacă va fi o ocazie specială, adică să fim, de exemplu, un grup de prieteni, să mergem unul spatele altuia sau ceva în stilul ăsta. Am intrat în județul Dâmbovița. Până la Pitești mai avem 61 de km, deci eu zic ar mai trebui să dureze cam vreo 40-30 de minute. Probabil că o să ajung acasă, o să randez acest clip și după ce o să-l randez, nu știu dacă o să-l și încarc, deși ar fi duminică, ar fi ocazie bună. Acum e 6:25, ajung pe la ora 7 în Pitești, mai fac din Pitești până acasă ceva, pentru că nu stau chiar în oraș, mai de la țară, eu așa puțin.
pe la 7:30 sta acasă, mă schimb și eu, pe la 8 o să mă pun să randez, eu zic că la ore de randare o să stea vreo 20-30 de minute, aș putea să-l pun pe la 9, dar problema ar putea fi procesarea, pentru că în general YouTube-ul stă ceva timp să proceseze clipurile, mai ales cine 60 de FPS-uri, deci ar fi cam mai urea să-l pun astă seară, dar o să încerc, o să vedem. Dacă nu o să-l pun mâine, în orice caz, nu știu ce titlu o să-i pun. Simt că rămân fără voce, sincer. Dacă va fi să-i pun un titlu gen București Pitești sau ceva așa clasic, cred că se va uita foarte, foarte multă lume. Deja simt că rămân fără voce, adică ideea e că n-am fost în cluburi, n-am urlat, n-am băut sau ceva de genul, dar am mers foarte mult prin vânt, adică a fost destul de frig zilele astea și a fost destul de fric și a bătut vântul și am stat în vânt, să zicem. Plus oboseala care s-a adunat și așa, de asta am vocea asta de zombie, dar sper să-mi revin după ce ajung acasă să bag și un pic de somn. Se pare că a început să și picure puțin. O să mergem în spatele tipului ăsta cu Twingo, cred că e destul de lejer, decât că avem un barul în față. Uite, de exemplu, ar putea să-i reproșați în comentarii de ce nu a semnalizat. Poate da, m-am băgat și mai tare și adică totuși pe autostradă se conduce destul de tare. Uite, a început să-i dea și puțină ploaie, va trebui să o lăsăm puțin mai aici la 130 pe bord. Preventiv, pentru că totuși mersul preventiv este cel mai bun și cel mai greu, să zicem. Bine, condiții chiar foarte, foarte grave de ploaie, limita este de 80, dar momentan consider că nu este cazul să... Adică mă refer că nu ai o vizibilitate suficient de bună sau ceva în categoria asta. Bine, acum și când te duci la mare sau în altă parte, tot așa mergi foarte, foarte mult. Tot în stil de autostradă și, de fapt, în regim de autostradă și nu... Bine, atunci poate nu te plictisezi sau nu ești obosit, poate ești, că mulți pleacă dimineața să ajungă la prânz acolo când este ora de check-in în hotel. Dar nu te plictisești pentru că te gândești, băi, mă duc în concediu, mă duc la mare totuși și na. Spații serviciești, cred că este și un PECO. Există posibilitatea ca băieții să stea cu radarul, dar este un caz rece și nu stau. Hotel, popasul Iampului, pentru cei care se întreabă cum se numește popasul respectiv. Nu știu dacă mai bate la fel de puternic vântul afară, s-ar putea să da, s-ar putea să nu. Mulțumesc tipul din față, are acel Twingo care, din câte știu, are motor foarte mic, adică până într-o mie, cred că 0.8, dacă nu 1.2 maxim, și îi cam dă pe copaș, adică cred că are vreo 140-150 sigur. Bine, singurul dezavantaj ar putea fi consumul, că altceva nu știu, adică până la urmă e autostradă, nu cred că poți să te răstuni așa într-o dată sau... Probabil se simte viteza puțin mai tare, adică nu e foarte insonorizată, să zicem. Dar până la urmă, dacă omul este sigur pe mașină, este liber să o facă. Nu vine nimeni în spate, o să facem și noi o depășire totuși. Am ajuns la kilometru 58, am trecut oarecum de jumătate, ceea ce e ok. Adică da, am trecut sigur de jumătate. Hai să încercăm să depășim. Zic că e o mașină foarte, foarte mică, adică... Bine, nu zic că n-aș avea loc în ea, dar pentru o excursie sau ceva e destul de nasol. Cred că ai suficient loc să-ți depozite, să-ți iei toate chestiile cu tine. Kilometru 59, 200 de metri, 100 de metri încă ieșire pe autostradă, un PECO aici. Hai să vorbim și despre consumul, ce cred eu că l-am la viteza asta. Băi, am în vedere că am vreo 3000 de ture. Uite o ambulanță aici, poliția, cred că e accident ceva. Dar nu văd de chestia asta. Uai, de capul. Dacă era să... Păi tai calea, s-a enervat tipul ăsta cu Twingo acum. Erau două mașini destul de șifonate. Și era și ambulanță și, mă rog, știți cum e de obicei? Lumea, în loc să... Bine, acum mă bag și în categoria asta, de data asta chiar am fost în categoria asta, dar lumea, în loc
dacă e un accident sau s-a întâmplat ceva, un om leșinat, lumea nu preferă să-l ajute, lumea preferă să... Bine, aici nici nu aveam ce să fac altceva. Lumea nu preferă să îl ajute, pentru dacă unul e beat mort și se aruncă în fața mașinii, lumea preferă să râdă de el, să-l pună pe Facebook, să distribuie, băi, uite aici un bețivan. Nimeni nu se oferă să ajute. Bine, aici erau două mașini lovite destul de serios, pentru că, sincer, pe autostradă rare ori când se întâmplă să fie un accident așa mai ușor, să zicem, pentru că se merge cu viteză. Eu zic că viteza minimă pe autostradă, cel puțin teoretic, este de 90 cu merg tiriștii. Bine, teoretic, pentru că nu prea se merge chiar, adică nici tiriștii nu merg chiar exact ca la carte. Din față văd că vine și o din asta de pompieri, s-ar putea să fie tot pentru accident. Nu știu dacă ar fi fost chiar și de grav. Aia că se circulă super bine și sper ca până la ieșirea pe autostradă să nu prindem ceva accident sau ceva care să îngreuneze destul de mult traficul. Aici este o ieșire spre Olteni, 500 de metri. Ideea este că în față se luminează foarte mult cerul, iar în spate este foarte norat. Nu știu dacă vedeți în oglindă, știu că ați văzut în oglindă adică undeva lângă lunetă, acolo în spate ați văzut o coroană de rege. Da, este o coroană ce mi-a cumpărat eu de la Curtea de Argeș, de la mănăstirea de acolo, și o mai foloseam pe live-uri că vreau să mă simt rege. Acum, da, 47 de km până la Pitești și 20 și ceva până la Găiești, până la ieșirea spre Găiești. Da, cum vedeți, limite în condiții de ploaie 80, dar acum nu mai este nevoie de așa ceva, adică nu se mai ia în calcul. Consider că autostrada 1 se menține destul de bine, adică e destul de circulată și totuși sunt ceva dâmburi. Uite, aici de exemplu vedeți că se mișcă și camera cu totul. Dar e ok, adică nu sunt gromi, nu sunt arde. Cu când am fost la mare, pe A3 erau niște dâmburi și niște porțiuni în care nu puteai să mergi cu mai mult de 70. Și nu era nici condiții de zăpadă sau așa, că și era vară. Sau să zici că era ploaia abundentă. Nu, era pur și simplu situația în sine. În față mai avem din nou încă un tir, o să-l depășim. Și dacă ți-a ajuns până aici, puteți să-mi spuneți în comentarii. Băi, am ajuns până la momentul în care ai zis că o să depășim acest tir. Azi vorbim puțin și despre benzine versus diesel. Oricum voi mai face un episod pe tema asta după ce o să mă... După ce o să mă documentez mai bine, o să vorbesc din ceea ce știu eu. Și nu vreau să zic că sunt perfect și că știu exact tot ce trebuie despre chestia asta, dar o să zic strict părerea mea și nici am mai citit și eu pe net sau nici am mai experimentat. E bine, diesel versus benzină este o comparație între cuplu și cai versus cai. Cuplu fiind la diesel, iar cai fiind la benzină. Ca făcând o simplă comparație, cuplul pe care îl are Loganul meu, adică vreo 160-170 de litri pe metru, este același cuplu cu motor de 1.6-16 pe valve de 105 cai. Acum, făcând o comparație simplă, 70 de cai de pe Logan ar trebui să ai, adică are același cuplu cu 105 cai de pe un Golf 6, Golf 5, Golf 4, Logan, tot așa 1.6-16 pe valve. Deci asta este cuplu. În schimb, cai sunt la benzină, benzinarul a avut mai multe durații, deși să zicem totuși, nu știu dacă e chiar așa, adică putem face o comparație, să zicem că 6.000-6.500 de ture unde se limitează majoritatea benzinarelor, ar fi undeva la 5.000 la diesel, de exemplu, Loganul se limitează 4.950 de ture, 4.900 undeva pe acolo. Bine, când a fost de făcut, uite, mamă ce bate soarele. Dacă o să las asta în jos, o să mai vedeți foarte mult, așa că o să trec imediat. Când a fost de făcut ITP-ul, nu am fost eu cu ea, a fost fratele meu și... N-am fost, adică să mă privim cu naturatul până la blană, pentru că la ITP, la diesel, din câte știu, trebuie să spuneze până când dă fumul la specific dieselului, pentru că mulți au impresia că dacă un diesel în anumite condiții de fum e stricat sau are probleme. E bine dacă tu turezi mașina la 5.000 de ture și dai drumul la ambreiaj între a întâia și vrei să o scârți, să-i dai scârți, cum se zice, pompor, există șanse foarte mari că mașina aia, oricât de întreținut ar fi, orice motorină cât de bun ar fi, oricât de bine ar fi motorul ăla și nou-nouță, îți va da fum.
Pentru că asta este algoritmul pe care merge motorul. Nu apucă să ardă combustibilul și asta e fumul, este cel care rezultă. Dar asta nu înseamnă că mașina este stricată. Însă, dacă... Bine, asta e și dezavantajul, hai să vorbim despre asta. Asta e și dezavantajul mașinii diesel, pentru că poluează mai mult și de asta și taxa de mediu era mai mare la un diesel. Însă dacă, de exemplu, mașina diesel dă fum și când stă pe loc sau... Bine, vorbim despre fumul negru aici, nu despre fum albastru care e de la ulei. Poate fi de la turbină în cazul în care mănâncă ulei sau mai multe chestii. Vorbim strict despre fumul negru. Sincer, în mod întrebat să prefer să am o mașină diesel, pentru că, să fiu sincer, majoritatea își cumpără mașini diesel fie pentru cuplu, fie pentru consum. Pentru că, luăm exemplu, motor de 1.9 de la Volkswagen, care sunt cam cele mai fiabile mașini motoare. 1.9 are pe Golf 4, Golf 5, Golf 6 nu are 1.9, are 1.6 și 2.000. La fel mai sunt Passaturile B6 care au, de sunt și pe Audi, sunt motoarele de 1.9 foarte, foarte bune. De exemplu, motorul 231 de cai, ce l-am avut și eu într-un car vlog, pe Audi A4, consumă relativ, poate chiar mai puțin decât Loganul, bine, în condițiile astea chiar consumă mai puțin. Consumă mai puțin pentru că consumul este dat de durația motorului. Astfel încât dacă eu acum aveam și treapta 6-a, având în vedere că între a 5-a la 130 pe bord am 3100 de ture, dacă eu dădeam și pe 6 aveam undeva la 2500 de ture, să zic. Ceea ce automat însemna un consum mai mic. Bani, se estimezi undeva la un consum de 6-6,5, dar iau în calcul și faptul că e motorul destul de cald, adică am mers și prin București destul de mult și am mers vreo 20-30 de km pe centură să ies spre autostradă, am preferat să evit orașul. Bine, fiind duminică, oile! Așa? Având de rechie, duminică n-a fost oricum foarte lumea nici Bucureștiu, iar după cum ați văzut și voi, când am filmat carvlogurile, era seara, adică îmi place foarte mult să mă plimb seara prin București, n-am fost de foarte multe ori, dar e plăcut pentru că e liber orașul și n-ai treabă cu absolut nimeni. Adică plecam de la hotel, erau câteva locuri de parcare limitate, adică vreo 3-4 locuri. Eu apucasem unul din ziua din care am venit, adică de vineri, dar de fiecare dată când am plecat o oră, două, trei, am revenit cu brio și am luat locul înapoi. Deci da, sunt motoare care sunt mai vechi decât motorul de Logan și mașini care sunt mai vechi, dar au treapta 6. Bineînțeles și un benzinar la durația asta, adică de exemplu un benzinar de 2000 să zicem, sau un 8 turbo, un 8 ceva de genul, ar fi consumat tot așa 6,5-7 dacă ar fi avut și treapta 6, tot undeva la 3000 și ceva de ture ar fi fost, însă benzinarul s-ar fi oprit la 4000 de ture unde este limitat Loganul între a 5-a. Probabil s-ar fi oprit la 6-7000 unde va pe la 6500 să zicem, unde deja era pe la 200 și bine, aici depinde de motor, depinde de cai și de alte cele. Dar v-am zis, momentan prefer să am o mașină diesel. Bine, sunt și avantaje, adică de exemplu dacă ești începător, nu prea aș recomanda să faci școala, de exemplu, pe mașină pe gaz. Pentru că majoritatea mașinilor pe benzină care sunt folosite pentru taxi sau pentru școală, șoferii au gaz pe el, adică nu-ți convine să o ții pe benzină, fiind umplată prin oraș destul de mult, fiind condusă de elevi, vă dați seama că consumul nu prea ar fi departe, dar știu că nu se mai vede foarte mult acum, dar chiar n-am ce să mă bate soarele, este foarte, foarte tare și trebuie să am eu vizibilitate cât de cât ok. De fapt, cred că merge cât de cât dacă ținem mâna așa puțin. Dar, după cum vedeți și voi, că la mașină București era foarte, foarte, foarte... Ia dacă ține așa, nu o să vedeți voi foarte mult. Hai concoși, mă depășești. E foarte soare în față, iar am dat județul Argeș deja. Foarte, foarte soare în față, iar de unde despre București era foarte, foarte tuneric, adică era întunecat. Hai să...
încerc totuși. Dar bate foarte puternic, frate. Ia stați așa să facem o schemă, frate. Dar nu pot. Stați așa. Uite, măcar atât. Și că nu se mai vede foarte, foarte mult din drum, dar situația o cere, adică chiar nu pot să fac mai mult de atât. Și nu cred că o să pot să mai fac ceva, că bate soarele ăsta super, super puternic. Aș cerea să mă las puțin mai jos. De-aia că voi nu vedeți foarte, foarte mult din drum, deci am zis foarte, foarte, de foarte, foarte multe ori. Mamă, dar bate fix aici, adică nu e așa. Hai să mai încercăm o dată. Cu voia Domnului. Mai închid un ochi, mai deschid pe celălalt. Mai văd puțin și la preview. De fapt, putea să las camera puțin mai jos, dar hai să încercăm așa totuși. Sper să mai vedeți voi ceva de soare, pentru că eu acum cel puțin merg cu un ochi închis și cu celălalt am vizibilitate suficientă. Pentru că dacă mi-am propus să filmez tot drumul, păi tot drumul va fi filmat. Dar bate super, super tare soarele. Neașteptat de tare, nu știu. Dintr-o dată așa a început să bate soarele. Suntem la kilometru 84, nu știu, mai, nu văd exact. Avem vreo 37.000 de când filmăm. Și rămâne de văzut de aici cam ce se va mai întâmpla. Bine, la un moment dat o să trece în soare, dar momentan chiar bate deranjat de mult. Și asta ca și idee, să vedeți cât de mult se poate schimba vremea în câteva sute de kilometri, mă rog, câteva sute, în 100 de kilometri. Hai să depășim. O să treacă și soarele, se va da în partea cealaltă cât de curând. Nici voi nu cred că ați văzut foarte, foarte mult acum. Sunt sigur că n-ați văzut foarte mult. Și am impresia că am ținut capul destul de jos, dar e ok. Stați așa că avem 27 de kilometri. Este relativ bine. Acum se va da soarele spre partea stâncă și vom avea din nou gata. Aproape, vom avea din nou vizibilitate suficient de bună și voi și eu, ca să fie totul în regulă. 38 de minute, estimez undeva la 45 de minute, e relativ ok, adică viteza reală a fost undeva între 120, te grăbești, prințule, între 120 și, nu știu ce să zic, 120-135 maxim. Asta cu condițiile care aveam 140 pe bord. Dar eroarea de bord fiind de vreo 7%, la 100 la oră deja pierd 7 km. Acum, de exemplu, am 135, în realitate cred că am 125. De asta e bine să ai Logan. Bă, ai eroare în bord, tu ai impresia că mergi foarte tare, treci pe lângă radar cu 145, nu te ia radarul, pentru că tu în realitate ai 135, fiind vorba de toleranța aia, am dat seama că în cel mai rău caz v-ați lua amendă, dar nu foarte mare, în cel mai bun caz vă iartă. Deci, da. Despre amenzi n-are rost să vorbim, pentru că totuși v-am povestit cum mi-am luat prima și singura amendă. O să ajungem mai devreme decât mă așteptam, sincer. Există videoclipuri pe YouTube în care alții au făcut autostrada în 30 de minute, 20, nu 30, cam așa. Adică dacă facem un calcul simplu, am mers cam cu 200 la oră viteză medie. Deci e clar că am mers mai peste 200. Dar fiecare cum vrea. Eu prefer să ajung încet, dar sigur. Nici nu-mi permite mașina altfel, adică e ok. Îmi mai spuseze cineva să-mi iau un microfon pentru un sunet mai bun. Păi, în primul rând e vorba de viteza pe care o am și e normal să se audă în mașina anumite zgomote, pentru că e viteza, da? Și am un microfon extern,
păcat că am filmat cu el, am încercat ceva teste și se aude foarte prost. Ori este el conceput pentru alte, de fapt e conceput pentru GoPro, de asta l-am și cumpărat. Dar ideea e că îmi strică sunetul, nu se aude mai bine și e și ce tip la valier, adică nu e ceva făcut aiurea să fie făcut de o umplutură, știi? Dar se aude foarte prost și mulți mi-au zis că nu are rost să... Nu are rost să folosești mașină microfon extern, pentru că dacă am mers cu viteză relativă mică, să nu se aude foarte, foarte tare din afară sau motorul mașinii, poți foarte simplu să nu ții, chiar nu e necesar. Iar eu nu am sesizat vreo problemă, în legătură cu sunetul pe videourile mele din mașină, adică, într-adevăr, la mersul de autostradă se aude destul de tare și sunetul motorului, să zicem, se aude, da, puternic relativ în mașină, dar asta era normal, adică e ceva normal, știi? Deci microfon extern chiar nu cred că are rost să ține mașină la Carrefour. Așa. Rămâneam puțin pe banda asta că s-a dus și soarele și se vede că din spate nu vine nimeni mai lansat așa. Momentan vom depăși și acest BMW. Probabil și pe cel din față care nu cred că se grăbește. Iar dă soarele, o fi rar. Kilometru 94. Am trecut de ieșirea către Căteasca. Mai avem încă o mașină aici. Avem BMW-ul în spate, dar nu vrea să le depășească momentan. Nu că n-ar avea cum. Momentan menținem viteza asta. BMW-ul este tot în spate. Ne băgăm pe banda asta. Din nou bate soarele foarte puternic și sper să mai vedeți ceva. Pentru că eu am un ochi închis și chiar nu știu cum se mai vede. Băgăm și noi semnalizare, ne aruncăm pe banda asta. Băi. Ok, ne-am băgat aici. Mă bag. Ideea e că eu vreau să stai pe banda aia dacă mergi cu o viteză relativ mică pentru autostradă. Nu știu dacă să mai depășim aici, pentru că în spate nu se grăbește mai absolut nimeni. Și avem o viteză ok, dar vine mai tare tipul ăsta cu BMW-ul și hai să așteptăm. Și după poate o să depășim. Hai să zicem că este o zonă mai nasoală autostrăzii, în sensul că mai sunt anumite denivelări și dâmburi, ca să zicem, ca în popor. Câmpuri aici cu floricele, cu alte cele. Doar că bate foarte, foarte tare soarele. Parcă știa că o să filmezi un car vlog și a zis, băi, hai să răsar și eu. Trebuie să răsară soarele pe stradă oricui. Apropo de autostradă, probabil ați văzut pe YouTube anumite filmări ale poliției când merg cu mașini din astea, mașini de civil, mașini neinscripționate cu poliție sau cu radar sau cu ceva, bine, tu felește și dreptul lor și pur și simplu stăteau în spate la anumitor mașini. De exemplu, eu sunt polițist, mașina asta este mașină de civil, nu este înscripționată, nu se știe că este mașină radar sau... Stăteam în spatele celui cu Ford Focus, îl urmăream tot drumul și ziceam, deja pe stație, Argeș nu știu cât sau Bihor nu știu cât, numărul de matriculare, schimbă mersul, mi-e cerul în partea aia, uite, sper să vedeți totuși ceva acolo. Autoturismul respectiv nu semnalizează la schimbare, uite, el de exemplu acum a semnalizat, stă foarte aproape și în față îl șicanează să calce pedala, merge cu viteză foarte mare. Bine, principal, probabil e luat în vedere doar dacă mergi cu peste viteza legală, adică, de exemplu, eu stau în spatele lui și urmăresc viteza pe care o are. Dacă eu am 120 în port și el are tot 120, dacă se menține distanța dintre noi. Și în momentul în care tu ai fi depășit foarte mult viteza legală, adică 190-200, ei te dau prin stație, vedeți că
timpul respectiv, șoferul respectiv a depășit limita cu mult, șicanează în trafic și era oprit la prima ieșire, de exemplu aici este ieșire către Căteasca, către Oarja, pardon. Foarte frumos, acolo l-a așteptat echipajul, ce faci mai prieteni, ai să dăm o amendă. Ai văzut prins de aparat radar cu viteza nu știu care. Și te durea puțin inima. Ideea e că sunt situații în care și tu ești presat, adică nu ești situația cel care presează și fiind presat, poate accelerezi, poate na. Nu-ți dai seama, depinde și cu ce mașină ești până la urmă, că în unele mașini, într-adevăr, îți dai seama mai greu când ajungi la viteză peste limita legală. Dar în Logan îți asigur eu că la 130 e suficient, 140, cât să mergi lejer, nu e vorba de consum aici, cât să mergi lejer fără să ai probleme, să zicem. Deja am început să dăm de civilizație, adică au început să apară anumite firme sau am înțeles, ai schimbat banda, frate, l-a ajutat pe tipul ăsta cu tirul, ok, respect. Cuvele probleme, salut, Doamne ajută. Au început să apară firmele astea care au pe aici, uite și de aceea Renault aici. Și da, mai avem vreo 14-15 km din ce zicea pe indicatorul dinainte. Aici va veni, a, perfect, am ajuns deja. Am ajuns la prima ieșire. Va fi peste 3 km. Deci am făcut ceva kilometri, dacă erau 106 acolo și acum mai sunt vreo 16, am făcut 90 de kilometri în 47 de minute. Adică am mers cam cu o medie de 120. Punând că într-o oră, dacă ai merge cu 60, ai face 60 de kilometri. Bine, sper să nu fi greșit la calcule, dar așa cred că e. Peste 2 km este prima ieșire de pe autostradă, dar noi vom ieși pe a doua. Deci vom mai filma puțin până vom ieși de pe autostradă. Hai să o lăsăm să mai respire și a puțin. Bine, am lăsat-o puțin așa în frână de motor ca să fie totul bine. Și când vom ieși pe autostradă, vom încheia și acest car vlog. Probabil va dura vreo 50 de minute, nu știu cât veți avea răbdarea. Dar eu v-am zis, o să mănânc acasă, o să randez. O să-l pun pe un monitor. O să mă pun în pat, de fapt în scaun, pentru că patul e departe de PC. Și o să mă uit la video asta cap coadă ca să retrăiesc, nu senzația sau ceva, dar ca să retrăiesc, știi, drumul, să-l resimt. Pentru că în perioada imediat următoare nu cred că o să mai vin pe ruta asta, sau cel puțin nu spre București. Nădlac și 484, Sibiu, Brașov și 70 de km până la Vâlcea de aici. Suntem pe kilometru 107, de fapt la kilometru 107. La propriu pe kilometru respectiv, pentru că merge pe el. Asta este drumul european 81, este autostrada A1. Și ne apropiem către Vivo Mall, ne apropiem de Vivo Mall. Mergem către Vivo Mall, adică mall-ul din Pitești. A fost cumva Pitești Mall, dar probabil a fost cumpărat. Kilometru 108. Ideea este că din capătul celălalt al autostrăzii din Bascu de acolo faci undeva, adică gen, sunt 120 de km mi se pare. Deci de aici până în capăt ar fi vreo 13 km. Aproximativ, sper să nu greșesc. 115, nu mai știu exact, 120 maxim. Hai că mai avem puțin și o să ieșim. Cam 50 de minute cred că vor fi. Și repet, chiar sunt curios cât se vor arăta până la final. Adică nu să vă uitați 5 minute să mai derulați, să mai vedeți ceva. Pur și simplu să vă uitați până la final, că așa poate zici oricine. După ce derulează 90% de video, am ajuns la final, m-am uitat. Respect! Nu, frate! Pentru că am mai zis de-a lungul videoului, cine s-a uitat până aici, să zică în comentarii! Măi, nenorociților! Kilometru 110. Da, probabil 120 are cap coada, adică din de la ieșirea dinspre Râmnicu Vâlcea spre București. Mă refer ieșirea dinspre Râmnicu Vâlcea din Pitești. Bun. Argeș frumos aici, râul Argeș, trece podul. S-a făcut și 50 de minute. Super mișto, mai avem kilometru 111.
kilometri. Văd că am făcut și eu ceva kilometri zilele astea, undeva la 400 cred. Bine, băieții cu evenimentul mi-au dat ceva bănuți de motorină, dar cred că am mâncat mai mult eu. Dar sincer să fiu, nu m-am dus la eveniment pentru bază, pentru asta. M-am dus să mă întâlnesc cu anumite persoane și cam atât. Adică chiar nu m-a interesat profitul. Bineînțeles, am vrut cea pentru motorină, pentru că este drumul și majoritatea au primit bani pe navetă. Și nu se părea normal chestia asta. Bun, 3 km până la ieșire, eu zic că ăștia 3 km îi facem cam într-un minut. Așa că ceva, poate chiar mai puțin, nu știu. Imediat vor mai fi 2 km până la ieșire. Ideea că se simte cu patru zile tare vântul. Și avem 51 de minute și 5 secunde, fraților, foarte mult. Deci, da. Am făcut-o și pe asta să filmez 50 de minute continuu. Sper să apreciați, sper să facem 10.000 de like-uri, nu o să facem niciodată, dar poate 1.000, 2.000 chiar ar fi ceva. Hai să depășim și mașinile astea două. Tirul ăla din față nu cred că o să mai depășim, pentru că deja ne cam apropiem de ieșire și nu prea are rost. Așa că hai să decelerăm și să o lăsăm să curgă. Bun, fraților, 52 de minute, cam asta ar fi episodul. Sper că v-a plăcut, iar noi ne vedem la următoarele car vloguri. Ați avut timp să vă uitați până acum și să spuneți în comentarii sugestii pentru următoarele car vloguri. Aștept sugestiile voastre în comentarii, părere despre acest video, dacă v-a plăcut și de ce. Iar noi ne vedem la următoarele episoade. Să fiți cu minți și să rămâneți aici captați, că vă așteaptă lucruri mișto. Salut!